care a adus atât de multe puncte CFR-ului în 2012 prin golurile sale decisive. Au bătut rapid acest corner cei de la CFR. Arbitrul croat Vuce Milović dictează repetarea acestui corner. Lion centrează către Modusu Guest, acolo Maftei și este gol! Gol! CFR Cluj! Gol marcat de Modusu Guest! CFR revine de la 0-2 și e mare, mai bine de 20 de minute la dispoziție pentru a forța victoria echivalentă cu al treilea titlu de campioană. Și nu este offside, vedem cine îl scoate din offside pe Modusu Guest. Cojognean se afla acolo. Cojognean l-a scos din poziție de offside pe Modusu Guest. Ajunge senegalezul în acest moment la 10 goluri marcate pentru CFR. Un transfer excelent al celor de la CFR Cluj. Sugu a dus liber de contract după ce se despărțise de Academica Coimbra și CFR Cluj este pe cale să reușească un lucru pe care l-a mai făcut o singură dată în ultimele sezoane, să revină într-o partidă de la 0-2 și să învingă în finalul sezonului 2009-2010, atunci când CFR Cluj a câștigat al doilea titlu. CFR-ul a învins cu 3-2 în deplasare pe Universitatea